Ea e femeia care deschide ușa, dar și sufletele oamenilor care trăiesc în unul dintre cele mai izolate sate din Apuseni. Emilia Trifan e unul dintre puținii angajați ai Poștei Române care merg cu ATV-ul la destinatari. Poștărița are o misiune dificilă, să cutreiere potecile și pădurile sălbatice, călare pe un motor off-road și să ducă ziarele, pensiile, dar și veștile până la cea mai îndepărtată gospodărie, acolo unde un bătrân o așteaptă încă cu nerăbdare. Mă gândesc că fac ceva bun pentru oameni și mi-e drag să-i ajut. Pe aici, numai de un timp încoace s-a făcut drumul. Aici nu a fost drum numai de car, numai cu vitele umblă. Nu mi a crede că să vie mașina până aici și poate vin și... Dar faptul că mai e și femeie... E un lucru cam mare. Au avut șocuri. O bătrânică simpatică de aici, din sat, mi-a spus să nu mai vii cu capra asta aici, că nu-mi place zgomotul. O dată pe lună, liniștea cătunelor răspirate pe coama Apuseniului e spartă de un zgomot puternic. O mașinărie ciudată, condusă de o femeie curajoasă, se cațără până sus pe poteci abrupte și îi pune pe jar pe oameni. E semn că vine poștărița, vine pensia. Sunt izolați, dar fiecare are o gospodărie, ține un porc, o găină, se descurcă. La magazin doar după pâine sau mulți își fac pâine acasă. Mai greu pentru ei să coboare până jos în centru. Da. Sub casca de motociclist, în spatele ochelarilor fumurii, se ascunde un chip blând. O femeie firavă, dar puternică în același timp. E Emilia Trifan, poștărița care de câteva săptămâni duce ziarele, pensiile și veștile până sus, la cea mai îndepărtată casă de moți. Înainte, cred că poșta și veneau călare pe cal. Am avut cumnat. Păi că știi, Paurel? Da, da. Cu calul vinea și bea și ptica, ați opticat de pe cal, s-au murit, cum a fost circul, e? Vă văd în vârstă. Cred că ați prins mulți poștași la, da, la vremea dumneavoastră. Înainte, cum era? Nu știu cum. Se îmbătau și pierdeau și multe făceau. Se îmbătau și pierdeau pensiile? Cam așa.
Munții Apuseni, nu? Da. Numai așa. Numai cu așa ceva. Imposibil. Altfel ar mai avea doamna vreo șansă să distribuie pensia bătrânilor răsfirați pe dealurile astea? În cal. Ca pe vremuri. Cum e viața pe aici? Oamenii? Izolați? Nu neapărat. Sunt izolați o parte din ei, da. Nu toată lumea are acces la... să ajungă cu mașina acasă. Hai, te rog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Asta e pentru ai dumneavoastră. 12, 13, 14, 15. Pentru părinții dumneavoastră, da, nu? Da, nu pentru mine. Așa. Eu nu-s la pensie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 și 10 și 25. Mulțumim. Cu drag. Sănătate. No, o zi bună. Pornim iar la drum pe o potecă îngustă. Poștărița participă practic la o cursă contra cronometru. Nu își permite să întârzie, mai ales acum, în prima lună a anului, când toți oamenii au rămas fără bani după sărbători sau sunt plini de datorii. Aici, în sălbăticia asta, e rai vara, iar iarna îți vine să plângi, ne spune femeia. Înaintea ei, doi poștași băteau pe jos potecile și cu greu reușeau să facă față. Prin nămeți, prin ploaie, prin noroaie și ger, aveau o misiune aproape imposibilă. E o zonă de care se ferește orice lucrător al poștei, ne spune Emilia. Nu de puține ori s-a întâmplat ca, în perioada în care nu avea ATV-ul, iar potecile erau îngropate în zăpadă, să ajungă să ceară ajutorul localnicilor cu mașini de teren. Bocșa Zeinu are 71 de ani, iar jumătate din viață și-a petrecut-o sub pământ, la cariera de cupru Roșia Poieni. Acum trăiește într-o casă cocoțată în vârf de deal și e fericit că autoritățile i-au făcut și lui o potecă bătătorită, până în fața porții. Bună ziua! Aveți. Acum să pus ceva. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sănătate! Ce faceți? Uite, acum nu mă pași pe în jurul căsii. Pensionar, să înțeleg. Da, fi pensionar, uite. Cu ce v-ați ocupat la viața dumneavoastră? Cu gospodăria. Și? Cu gospodăria. Am lucrat în carieră, la cupru. Dacă n-ar fi fost doamna Emilia, poșterița pe ATV din inima Apusenilor, ar fi avut cine să vă aducă pensia? De pe... pe coclaurile astea? Pe aici, numai de un timp încoace s-a făcut drumul. Aici nu a fost drum numai de car. Numai cu vitile umblau. Și înainte, pensia cum ajungea la dumneavoastră? În sat mergeam după ea că n-avea cu ce să vii aici. De cât timp, practic, vă bucurați de acest serviciu? Să vă vină pensia în plic la poartă? Da, păi, de câțiva ani. Până acum câțiva ani, dumneavoastră, în jos la vale, încet, după bănuți. După bănuți, cum puteam. A fost un pic izolat aici. Ce... impresia ți-a avut dumneavoastră prima oară când ați văzut-o pe doamna Emilia pe ATV? Nu. Nu-ți vine a crede că să vie mașina până aici și cu ATV-ul și cu... Dar faptul că mai e și femeie și că... E un lucru cam mare. Da. Și nu, condițiile... ea ca din ce în ce mai bune. Deci spre bine. Da. Poștărița vrea să-și tragă sufletul și să lase ATV-ul să se mai răcească. Intrăm în povești și ne spune ce o leagă de locurile astea. A spus că v-ați angajat acum 2 ani de zile, nu?
cum v-ați hotărât să deveniți poștăriță? Acum 10 ani am mai fost angajată ca și înlocuitor pe concedii. Și am lucrat doar 5 ani și pe urmă s-a blocat postul de înlocuitor și a trebuit să... Bine, n-am mai avut post și am început să plec dincolo la lucru, pe afară. Prin Germania, Italia. Și pe urmă, dacă colega de aici, din localitatea Mușca, s-a pensionat, am vrut să revin înapoi, pentru că îmi place să lucrez cu oamenii și chiar sunt oameni foarte de treabă în această comună. Foarte bine, au mers că banii sunt mai mulți decât în țară, numai că e foarte greu de parte de casă, de parte de cei dragi. Am lucrat și agricultura, am lucrat și la un restaurant în Italia. Și până la urmă, ce v-a determinat să vă întoarceți acasă? Acest post? Păi nu, că nu plecam decât o lună, două pe an, în permanență. Niciodată n-am avut de gând să plec permanent din țară, pentru că mi-e prea dragă țara ca să plec. S-a întors acasă, acolo unde își lăsase sufletul. Și așa a ajuns să bată munții și să deschidă porțile și sufletele oamenilor. Ce vă place cel mai mult la locurile astea de aici? Îmi place totul, pentru că aici m-am născut, aici am părinți, am copii, peisajele. Și părțile rele care ar fi? Păi nu pot să zic că sunt părți rele. Doar părți bune? Doar părți bune, că acum peste tot, condițiile așa cum sunt cu familiile izolate, totul merge spre bine, din câte am văzut. Cum sunt satele de pe Valea Arieșului? Sunt niște locuri foarte frumoase, cu peisaje mirifice, ce să spun. Acum, în ultimii ani, s-a modernizat comuna noastră datorită domnului primar, care avem un primar foarte vrednic din toate punctele de vedere. Sunt izolați, dar fiecare are o gospodărie, ține un porc, o găină, se descurcă. La magazin doar după pâine sau mulți își fac pâine acasă. Mai greu pentru ei să coboare până jos în centru. Da, cum e și familia de aici, mai au nepoți care îi ajută, vin cu mașinile și le aduc cumpărături. Deși nu are nicio problemă când e vorba de șoferie, indiferent că are de condus o mașină sau un tractor, cu ATV-ul ne spune că e altceva. La 51 de ani s-a urcat pentru prima oară pe mașinăria off-road, iar primele lecții le-a luat de la nepoțelul său de 10 ani. Mi-a fost frică, dar am un nepoțel de 10 ani care are de mult ATV-ul și m-a învățat. Știu să conduc mașini, tractoare, că am condus afară la lucru. Dar ATV-ul mi-a fost frică la început. Cum s-a întâmplat? Prima zi am avut foarte mari emoții, am transpirat, am avut emoții mai ceva ca la școala de șofer la examen cu el. Mai ales că ați învățat direct pe coclauri. Da. Primul drum tot aici, așa, în zona asta a fost. De dragul bătrânilor din sat se pune practic în primejdie ori de câte ori e nevoie. Nu e ușor deloc pentru o femeie să stăpânească un ATV de aproape 400 de kilograme, trecând cu el pe deasupra râpelor. Ce înseamnă această meserie pentru dumneavoastră? E o plăcere. Păi mă gândesc că fac ceva bun pentru oameni și mi-e drag să-i ajut. În absența dumneavoastră, dacă nu erați dumneavoastră cu ATV-ul, mai avea cum să ajungă pensia la bătrânii izolați din această zonă? Păi mai veneam pe jos dacă n-aveam ATV-ul. Haideți să ne faceți și nouă o comparație, să înțelegem. Cum e munca dumneavoastră pe jos și cum e acum cu ATV-ul? Pe jos e greu, vii prin ploaie pe jos cu geanta în spate, pe când cu ATV-ul e cu totul altceva. E ușor, mult mai ușor. Mă ajută foarte mult. Am înțeles că sunt 4 pe toată țara. 4 ATV-uri, da, ale Poștei Române, da, 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 în toată țara. Da. Și unul a ajuns la dumneavoastră. Eu așa am fost informată. Da, unul a ajuns la mine și de aceea țin să mulțumesc doamnei directoare de la Alba Iulia și doamnei dirigintă de la Câmpai. Pentru că ele știau foarte bine traseul meu și că mi-era foarte greu. Poștărița nu va uita ziua în care sătenii s-au trezit cu ea la poartă. Mascată, cu casca imensă pe figură și călare pe o mașinărie care făcea un zgomot asurzitor, oamenii au avut nevoie de ceva timp ca să-și dea seama cine îi vizitează. Păi, au avut șocuri. O bătrânică simpatică de aici, din sat, mi-a spus să nu mai vii cu capra asta aici, că nu-mi place zgomotul. Păi da, dar dumneavoastră cu capra îi duceați bănuții? Da, da, da. Ori avut un șoc când m-au văzut că pe jos pe centru mai merg cu mașina și pe aici n-ai decât pe jos, pe unde nu se poate. Și ori avut șoc când m-au văzut și cu casca nu m-au cunoscut. Nu mai avem vreme de stat. Peste 20 de familii, fie răsfirate pe dealuri, fie din centrul comunei, o așteaptă. Bună ziua!
V-am adus pensia, am auzit că aveți nevoie mai repede. Da, da, da. No, haideți. Haideți. No, uite aici să semnați, vă rog. Da. Da, aici. Un buletin aveți aceea la îndemână? Dați-mi și un buletin, vă rog. Rodi, e acasă? E acasă, că vine după no, la revedere, mulțumesc! Mulțumesc! Merge un bloc cu căruța pe jos, dacă nu ai tine, umbră cu ATV-ul acum, că și eu știu de atâta măcar. Cum mergea poștașul înainte, din poartă în poartă? Ca să aducă pensia bătrânilor. Cu ce mergea el? Cu căruța, ba pe jos mergea, de la Lușa vineau. De la Lușa, de mereu vine și când pensiile ni le dă, e foarte corectă, să știți. Doamna poștașa a spus că este foarte corectă, nu? Da, da. Cum să nu? Nu întârzie niciodată cu pensia, nu? Nu, nu, nu. Tot ca pe vreme când e data, pe data bine. Vă văd în vârstă. Cred că ați prins mulți poștași la, da, la vremea dumneavoastră. Înainte cum era? Nu. A, nu era, eu nu știu cum. Se îmbătau și pierdeau și multe făceau. Se îmbătau și pierdeau pensiile? Cam așa. Pasă cu tot. Cu tot că aveau ideea mare și atunci așa, nu că multă mare. Acum nu cred că mai aveți emoțiile astea. Nu, 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 nu. A mai fost una înainte, iar era corectă, dar și ea venea cu ce putea. Uite, mea, la fiecare zi, dacă e bolnav sau nu poate să meargă după ea sau se duce în sat și vine. Când ea vine, când e dat, s-o dă. Câteva case mai jos trăiește Nea Ion, care la cei 92 de ani nu își arată deloc vârsta. Are o memorie fantastică, e încă în putere, deși a lucrat 10 de ani în subteran, la mină. Bună ziua! Bună ziua! Să vă dau pensia! Bine faceți, că mi-e ador de ea! E, foarte bine! No, țineți! V-a crescut acum, aveți 2491! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mulțumesc! No, să fiți sănătos! Nu, Doamne, ajută! Așa e, cu așteptați cu sufletul la gură pe doamna poștăriță. Când vin eu așteptăm, ce să facem? Nu? Cum e viața pe aici? Aici? Da. Așa, ca bătrânețe, la 92 de ani. Mulți înainte. Peste, în 22 împlinesc la zi. Și-a fost și greu în viața asta. Vă țineți foarte bine. În 22 ianuarie împlinesc. Da, n-ați băut, n-ați fumat. Am băut, am fumat, am lucrat ca un bolun și tăchile am făcut. Numai, nu știu cine mă ține Dumnezeu și Maica Sfântă. Noi mă pot ținea pe pământul ăsta. Cu ce v-ați ocupat? Cu tăchicelea. Fost am la pădure, fost am pe mine, fost am pe căsă, pe aici, uite, căsă, astea, asta de mine construite, asta făcute. Câți ani de muncă aveți? 23 de ani, 7 luni și 8 zile. Bătrânul glumește și spune că se bucură că în sfârșit cineva ajunge la timp cu pensia lui, după atâția ani în care poștașii se tot pierdeau pe drum. Înainte cred că poștașii veneau călare pe cal. Am avut cumnat. Păi că știi pe Aurel? Da, da. Cu calul vinea și bea și ptica, alții ptica după cal și-au murit, cum a fost circul, e? Da, da. Au căzut după cal și au dat cu capul după câțiva ani s-au dus. Dar au fost mai tine, mai bătrân ca mie cu un an. Doamna Emiria nu pare o persoană care să bea. Ea nu bea. E cu mașina și nu poate să bea dacă e cu mașina. Nu-i de voie. Încă vreo 15-20 de familii și-a terminat cu pensiile pe ziua de astăzi. Unii au rate, alții au nevoie să ajungă la medic. Cert e că toți au nevoie de bani. Femeia a ajuns să-i știe pe toți. Le știe viețile, le știe poveștile și, de multe ori, e singura care le mai ascultă necazurile.
Păi la început, când am început, vreo 3 săptămâni m-a apucat noaptea în teren, până m-am obișnuit și cu, cum v-am explicat, cu facturile, dar acum dacă am învățat, în 2 ore, 3, termin. Faptul că mulți oameni au același nume și pot fi ușor confundați, da, nu? Da, avem foarte mulți, și 3-4 într-un nume și pot fi confundați și numerele de casă, de exemplu, care sunt pe facturi, nu sunt reale cu numerele care există la casă. Până o să se reglementeze, uite, domnul e tot cu pensie. Deci, practic, dumneavoastră ați învățat... I-am memorat, așa. Și în cazul în care, să zicem, că vine un om nou, cum s-ar descurca? E tot ca mine, o să tragă greu puțin și o să învețe. N-avem ce face decât așa, până domn primar a zis că încearcă să reglementeze chestia cu numerele. Bună ziua! Cum? Cum ai luat aia pe tine? Cum ai luat-o? Am fost pe ATV-ul și de-aia am luat-o. Da. Unde stăm să vă dau bani? Unde vrei, doar vine la tău. Aici pe capotă la domnul Goș? 4.097, aveți? Lasă. Așa. Mi-a duce acasă la Niculina, yeah. Cum duce că te bate. Cum venea doamna poșta înainte? Ca acum doamna Emilia e cu ATV-ul. Da. Venea și înainte cu mașina, nu ne-au lăsat fără bani niciodată. Dar nu, zice, cum venea înainte de a fi... Înainte? Da. Prima dată când eu eram copil, cu calul și cu trăsura. No. Tata lui, vecina de dincolo, el era poștaș. Că la ea merg. No. Și venea la școală, eram la școală și ne aduna pe toți ca la un careu acolo și împărțea poșta, că împrăștia satul. Nu mergea poșta atunci acasă la nimeni acasă. Și oricât de greu i-ar fi, nimic nu o sperie și nimic nu o întoarce din drum. A fost, a văzut și a simțit străinătatea și a înțeles că nicăieri nu e mai bine ca acasă. Că potecile astea care urcă pieptiși munții duc până la urmă la sufletul omului, care n-are nevoie de mult ca să fie fericit.